Iar asta este noua cheie de la noul Duster. Asta este meniul cheii și aici puteți observa noul Duster într-o culoare deosebită. Hai să privim mai îndeaproape acest Duster, noul Duster care are 2 zile de când a ieșit pe drumurile României. Arată cam așa, o privire de ansamblu și l-am lângă mine pe proprietar, așa că vreau să ne spui câteva detalii de bază, cum ar fi, cu ce motor e Salut. echipată mașina. Salut! Motorul de 1.5, 115 cai. Hai să vedem și noi motorul, cum se prezintă. Motor curat cel mai probabil. Deci e motorul 1.5 diesel, 115 cai. Da, quad blue. Cel fără blue avea 109 cai, dar acum nu mai găsești fără blue. Și Deci cam atât, Euro 6. o culoare destul de deosebită, adică am văzut pe foarte multe Duster-uri Da, asta din și modelul Orange, ăsta. Atacama se numește culoarea. Îmi plac astea lumine de poziție. Care e treaba cu ele? Trebuie să ai contact de pus sau ceva? Nu, acum sunt puse în interior, ele, pe poziție. Deci nu ai cartela sau ceva înăuntru? Am cartela la mine, dar e mașina închisă cu pozițiile puse, știi? Au rămas puse, de fapt. Și sunt și lumini de zi și poziție în același bloc, ca să zic așa. Spune-ne cât a costat mașina și ce discounturi ai mai avut, ce echipare e, ce dotări are, ce dotări n-are. Deci mașina, preț de listă a fost 17.000. Și cu ce discount mi-a făcut și cu Rabla, am ajuns la 14.980 cam așa. Și ce dotări lipsesc? Navigația, alea 4 Cât ar fi camere, costat navigația dacă ar fi fost tot să ți-o pui? 300 de euro sau 400 cu tot cu... Cu hărți? Da, 300 sau 400 cam așa. Spune-ne de jante, au fost echipare standard sau... Da, astea sunt standard pe confort. E varianta confort. Și nu, noi am pus geamul fumării, noi am pus astea cromate, ce mai pun noi și jantele alea, pentru că erau 800 de euro pachetul și nu... Câți kilometri ai făcut cu mașina când ai cumpărat-o? 400 și ceva. Și spune-ne cu rodajul, cam care e treaba. Câți kilometri trebuie să faci pentru a ieși mașina din rodaj și la ce tureație trebuie să mergi? Deci rodajul undeva la 1500-2000 de kilometri, până în 2000 de ture schimbat, de trepte. Și din câte am înțeles mai mult de 80, dar nu știu asta sigur cu viteza. Păi având în vedere că ai 6 trepte, bănuiesc că ajungi la 100 la oră între 6 la 2000 de Da, ture. da, lejer, lejer. Senzorii de parcare au fost puși de cei de la Dacia, nici ăștia nu au fost puși de fabrică, pentru că mi-a spus că îmi pune gratis și am zis bine, ok. Și aici la rezervor ai ăsta pentru AdBlue? Da, aici este rezervorul motorină și rezervorul de AdBlue. Și câți litri are rezervorul undeva la? Vreo 52-55 Și cel de AdBlue? 15-20 de litri, asta chiar nu știu de AdBlue. Aici ai normele astea de motorină care sunt acceptate. Da. Zine de ce ți-ai cumpărat Duster. De ce ai Pentru că e ajuns la o mașină Duster? nouă, e o mașină frumoasă, o mașină de drumurile noastre, ca să spun așa. E o mașină înaltă, impunătoare. Arată mai bine decât Da, primul. Arată mai bine decât vechea generație. Și la interior au ceva îmbunătățiri din ce am văzut și eu. Da, este redesenat și exteriorul și interior. Și cum e cu spațiu? S-a închis. Spațiu ok. Hai să... Mamă, până și ușile se aud altfel. Mamă, și cât de înalte și din ce ați văzut mașina are keyless go, keyless entry, nu? Deci poți să lași cartela aici foarte simplu și mașina pornește pentru că are buton de start-stop acolo. Deci nu ai navigația, cum ai zis, aici da. S-au schimbat climă manuală, nu e cea automată. Aer condiționat? Da, manuală. Povestea cu butonul eco este limitarea puterii da, într-o oarecare măsură. Da. Iar astea, dacă aș vrea să le aprind... Merg. Deci au auto. Așa. Auto înseamnă pe zi, lumine de zi, că nu poți să le oprești. Practic. Așa. Aici e poziția și farurile normale. Dar dacă și să-i aprinzi ceasurile? A, de ce să se aprind când pornim mașina? Da, ești ok. Vorba vine cheie. A, da. Ia să vedem. Una dintre primele porniri. Vezi și e pe auto și ea senzorul simte că nu e destul de lumină și... A, e senzor lumină, senzor da, ploaie, bănuiesc. Nu știu dacă are senzor de ploaie. Ai geamul față spate, oricum da. Sunt mult mai calitative astea pe aici, adică da, nu mai sunt ca la... Și ușa așa cum se aude în interior. Păi, ia să vedem. Băi, ce-i drept mașina nouă, e mașina nouă. Ai aici mai multe meniuri, regulatorul viteză este cruise controlul. Și de aici mi se pare, de pe comenzi de pe volan, mașina are 439 de kilometri, niciun mesaj memorat, presiune pneuri,
este ora și cam atât. A, și consum ar trebui să mă arăt. Media e de 27 de km pe oră, distanța, autonomia cu motorina din combustibil instant și mediu 4,8%. Deci e ok, zic eu. Îmi place că față de modelul anterior au schimbat maneta, era cazul. Da, e redesenat tot interiorul și tot exteriorul. Butoanele sunt altele, ai încălzire în scaune. Da, e pe scaun, asta e cam nasol. Nu știu exact dacă se vede, mă rog, e undeva aici lângă scaun. Oblinzi electrice, refrigerate. Aici sunt senzorii? Senzorii puși de cei de la Dacia, da, nu sunt cei de fabrică. Ai frâna de mână aici, ceea ce e un mare câștig, ai cotieră aici. Da. Spațiul în spate bănuiesc că e, cred că, suficient. Îmi plac gurile astea. Da, sunt așa. Sunt destul de... adică arată, nu neapărat, 5, da. Nu arată neapărat mai premium, dar... La navigație, când, dacă puneam navigație, aveam și alt computer de bord, era acela mai mare, ca să zic așa. Maxidot, să zic. Da, aici ai cruise control-ul. Da. Asta e să-i dai resume de la viteza de care ai rămas. Aici e partea de cruise control și aici e de... volum. Văd nu caut... de volum, volumul e aici. A, da, de comenzile... computer, de, da, da, computerul. Bă, nu știu ce să zic, e drăguț. Mașina nouă. Da, e ok. Acum abonesc că aștept să ieși cu ea din rodaj. Da, pentru că e un calvar, ca să zic așa, să mergi încep cu ea, nu știu. Ea se înfige foarte bine, adică are niște reprize de accelerație foarte bune. Și până acum, adică a venit cu AdBlue deja din fabrică, da, sau trebuie să-i faci tu plinul? Am înțeles, și are plinul făcut la AdBlue și probabil o să fie avertizat înainte să... Da, da, la vreo 10.000 de kilometri să consumă sau ceva de... Nu, mult mai repede. Ce, depinde și cum merge, așa... Cu 1.000 de kilometri înainte să se ducă... Da, da, are mesajul acum. Îmi place volanul ăsta nou, că au lucrat, da, puțin de el și... Îmbrăcatul pierde, așa asta a fost ca opțiune, volanul și cu schimbătorul, au fost 100 de euro. Arată mai premium decât variantele. Scaunele încălzite, ce am pus pe ea, scaunele încălzite au fost 100 de euro. Stați că avem un mic tremur aici, da, în parcare. Așa? Scaunele acestea a fost 100 de euro. Ăsta, cheia, mă rog, cheia, cartela cu sistemul de keyless go and și entry a fost 200 de euro. Culoarea vreo 300 și cam astea sunt dotările pe care le-am pus. Opționalele pe care le-am luat, da, peste, da, standard. Da. Puteam să mai pun navigație, camere. Am înțeles, avem aici pe cineva foarte supărat în parcare care nu are loc probabil să treacă sau cine știe. Da. Dar așa este când ai BMW. Dar noi nu avem bani de BMW, așa că ne-am luat Duster nou. Erau bani de BMW, dar m-am gândit mai bine. Da, hai să vedem care trebuie și cu spațiu în spate, că-s curios. Da. Bine, eu fiind lung și în picioare. Hai să vedem cum stai cu spațiu nou Duster. Deci așa arată aici și chestia asta aici de poți să o ridici, nu? Să o rabate, să o faci ce vrei cu ea? Da, asta sunt dă jos, nu știu, mai exact. Și zine... Aici pachetul legislativ, pachetul. Da. A, e trusă de, da, prim ajutor și... Da, trusă, vestă, probabil, ce mai, sincer, nu m-am uitat. Extintor, trusă și ăsta, triunghiurile. Bă, pare destul de încăpător, adică... Da, și aici ai zis că ai luat de rezervă și la unele variante... Da, imediat. La variantele mai vechi, mai vechi, nu știu, am văzut ce am văzut în review-uri. Era sub mașină. O rată de rezervă. Da, doar la cele 4x4 era, dar asta nefiind 4x4, trebuia să fie sub mașină, nu știu, așa am înțeles. Dar, da, a fost o surpriză să am o mașină, ca să nu fie... Să nu stai să... Și da. Chiderea la propagaj, foarte lida. Și o privire de ansamblu, așa că... Deci te-ai depărtat la câțiva, da, metri și, da, deja s-a închis. Da. Și o privire de ansamblu. E apropii de propagaj, exemplu. Da, 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 da. Am plecat, se închide. Te-ai departat la câțiva, da, metri, da, s-a închis. Asta e cheile să intre. Și cheie, da. Așa că, ce prea aveți de noul Duster, care are 400 de kilometri și are 3 nu zile? Nu spună că nu merită banii, dar... Dar mașina nouă, mașina nouă, da. Eu zic că merită. Și eu zic că merită, dacă pentru că... Dacă ai așteptării reale de la ea, eu zic că o să fii mulțumit de ea. Așa că... Dacă cineva de la Dacia vede video ăsta, sponsor me, cumpărați-vă Duster. Salut! Test de consum, Dacia Duster vs. Passat CC. Am resetat computerul de bord. Un drum până de la București până la Brașov. Să vedem... Bine, și modul eco bănuiesc, adică... Da, eco pornit. Da. Bine, mașina e rodaj, o să merg maxim 100 de km la oră și CC-ul la fel. Și vedem care este mai economic, motorul de 1.5 Euro 6 sau 2000 diesel 140 de cai de la Volkswagen.